Și eu nu știu, eram în casă, pregăteam, făceam ceva și nu mă aud că strigă soacra mea de la televizor, zice, hai că o da afară pe gheboasa. Măi, las tot ce aveam în mână și ce se întâmplă, biata femeie, cine e aia, mă gândeam, am arâta, gheboasa, să uita soacra la Survivor. Dar cum soacrele maghiare n-au nici gen, n-au nici număr, dar fără număr, o zis, ea, geboasă, era el, gheboasă, gheboasă manelistul, știți, pe gheboasă manelistul, că vine să dai cu căciula de pământ, căciul. Vedeți că nimic nu întâmplător vorba mestrui Piersic. Într-unul din clipuri la final ziceam că îmi doresc pentru anul 2023 o căciulă. căciulă, și ursuleața. Așa o găsit și pe Facebook, ursulea -a, a din Alba Iulia. Face așa ceva, căciul, simpatice, și zice, doriți cu moți? Mi-a trimis -o, o căciulă pentru 2023, zice, doriți cu moți? Da, că din apusie, în țara moților. Căciul cu moți și fără moți la ursuleață. Deci geboasă a fost dat afară. Deci a plecat, a vrut, tu știi povestea, el a vrut să plece cică gheboasă, că nu mai suporta condițiile de la Survivor, ci că am ajuns să-mi fac nevoile spate în spate cu Alina, nu, nu, nu cu Carmen Grebenișan. Păi eu zic că nu. E o apropiere, adică, nu, mă rog, geba Ghebasa a plecat și a că va lansa manele fără număr și o să fie bine. Și-au făcut un pic de imagine și-au plecat. Dar ce se întâmplă cu lumea maneliștilor? Jador, lui Jador i s-a clonat cardul. Asta are cont? Florin Salam îi l-a cuțite cu țancă uraganul din cauza NFT-urilor, mă. Bă, voi sunteți normali? Singura normală în lumea maneliștilor nu-i Bianca Drăgușanu e Carmen de la Sălcioa care i-a ajutat Dumnezeu să ajungă în țara sfântă și aici nu mă refer la vreo Maldivă, vreo Bali în, a ajuns în Israel. Pentru a treia oară. Carmen de la Sălcioa este pentru a treia oară în Israel. Nici la Sălcioa nu a fost anul trecut de trei ori. A fost pe la Mogoș, un pic pe la Baia de Arieș. Asta e. Trebuie să ne revenim. Maneliști... Cafea bună, buymeacoffeecom cu bende. Am primit cafea bună și multă. Mulțumesc frumos. De la Alin Mihai de pe UK. Okay. Mulțumesc mult. De la Daniel. De la someone să trăiască, nu și-o dat numele, scris Saman, Andrei și Ionica Ardeleanu, care a turnat cafele aici de la California, de la America, cel mai mare cântăresc român, care dacă îl astăzi merge în Honolulu, mâine la comunitatea românească din Noua Zeelandă și poi mâine în Petrila. Nu contează, el cântă și încântă pe români, să ne trăim și să trăim la mulți ani. Cafea, fiți atenți, după cafea politică. Bode, să vă zic de bode, minci nu bode, <laughs> nu bode, bode, mincinosul ăsta de ministru, care nu, o plagiat, s-o dovedit și el face plângere. Să-ți mior că e ca un copil, lăsați-mă că eu sunt doctor. Ești doctor? Nu, pe Vlad îl doare mâna, ce lea că-i dai? Doctor, ză mersi că ești ceea ce ești. Mai este un Cristoiu? Bă, Ciolacu a fost întrebat într-o emisiune la România TV. Pe cine avansați la candidatură de prezidențiale? Și a zis, unul dintre ei ar putea fi Ion Cristoiu. Ion Cristoiu, maestru Ion Cristoiu, găina care a fătat pui vii, maestru Ion Cristoiu și eu sunt un modeziarist, un influencer, un, un, lider de opinie în ceea ce privește știrile și așa, eu nu doresc să fiu președinte, eu împărat. Neanelu Clismoiu, fiți atent, împărat e unul, tata Nelson în mănăștură iar Silviu Mănăstire își amenință colegii liberali cu noi dosare. Aflându-se beat la o terasă, acesta a declarat, vă bag în pușcărie că am dosarele voastre. Printre ei se află și Rareș Bogdan, care i-a transmis pupa mai îmbatistă. Ai, ai, bă, no, cu Schengen nu și cu Cica acum ară să fac presiuni dar cum se intri în Schengen când niște români au tăiat într-o intersecție dintr-un orășel din Germania un porc la 30 de grade nu știu, la neamț le-au părut mai rău de frigiderele care duduiau după aia încărcate de carne sau le-au părut mai rău de porc. Dar ce să mănânci, șaorma? Un clujan, în decurs anului 2021, a comandat prin aplicație de 746 de ori șaorma. Un clujan. De șapte... Nu a putut comanda cinci odată. Dar de... Dar destul despre Val Roșu. Merci. Nu, că tu ești să vede Să vede și din râs că o slăbi vreo 14-15 kg și a, 700 pază. Drept e că mișa ormele și ce bagă în ele. Uitați-vă, de exemplu, la un McDonald's în București au dat amenzi. A fost amendat un McDonald's din București pentru că punea porții prea mici de cartofi. Da, vă dracului, mă. Multimiliardar, nu? Ăștia sunt magnații lumii la fast food. Și Pe să cum crezi că se fac bani. Drept. -i. Că te soacră mi-a zice. Facem la copii cartofe paie. Dar zice, taie pe lungă ca la Mac Ce meg mama, ala de pe colț KFC KFC ca de pe colț Și în Iași Ai zis tu, mă, cum să fac bani și influența În Iași Or mutat o stație Cum e cu un Cluj Nu știu cum e Raiuc ra, Ratui Regio Autonomă de Transport Urban Iași Ratui Ratatui Ratuc și Ratui Și Ratai ha. Asta e despre naționala de fotbal Ratai, orice Orice Ratai au, au, mutat, mă, autogara, nu auto, stația de autobuz în Iași, mă, în plin Iași, ca să poată parca clienții de la MEC. Banii nu tac, banii nu zac, banii ne fac. Asta este, domnule, Robert Glință, vedeți, el a mâncat numai de la Edenia, Vedenia, sănătos, da? Să retrage la 25 de ani. Cum ar zice, țiriac, cam crud. Cam azărea care îi face el la 25 de ani s-a retras. Bă, o recunoscut. Am fost campion european, campion mondial la junior, atât s-o putut, mă retrag, ceau, bau la 25 de ani, mai stau și eu și -o frec pe net, mai nu știu ce, poate mă fac influencer, succes lui Popovich. În alte ordine de idei, Gabi Tamaș la 39 de ani a semnat un nou contract cu Concordia chiar. bă. Bă, dar chiar așa să fii? Mâine, păi mâine vine maestru Marius Lăcătuș în teren. Cine să mai... De asta este... Dar am luat-o cam tare, ne-am turat cam tare. Urmează iară patru zile de relaxare. Ne-a dat bunul guvern și Sfântul Parlament zile libere, o punte. Iară patru zile stăm acasă, frecăm belengherul, sănătate și tot ce vă doriți. Urmăriți-ne pe toate canalele și sloganul meu să fiți bun tot anul, nu numai de Crăciun. buymeacoffee.com slash Nicu Bendea cu cartofi de la Mec.